Bună, sunt Sheila Abdulhamid, absolventă a Facultății de Electronică și Telecomunicații, generația 2013. Mă aflu astăzi la deschiderea portalului de comunitate alumni UPB, o zi pe care am așteptat-o de mult timp. Este o zi specială, deoarece mă aflu încă o dată în cupola rectoratului, alături de multe fețe cunoscute. Și pe mine nu are decât să mă bucure, pentru că de-a lungul facultății am fost foarte apropiată de mediul studențesc, de asociații și de profesori de comunitate și atunci pentru mine e decât o apropiere în continuare de ceea ce m-a legat foarte mult timp și ceea ce m-a dezvoltat pe mine la omul care sunt astăzi. Pe lângă partea aceasta socială, comunitatea alumni UPB înseamnă și o latură profesională, o structură importantă de networking, care consider eu că o să ne ajute să interacționăm mult mai bine cu exemple de oameni de succes care au finalizat Universitatea Politehnică a București și care poate, sper eu, să ajung să lucrez cu ei și poate să aducem împreună proiecte de succes. Pentru mine, facultatea, cei 6 ani de facultate au reprezentat un loc în care am învățat foarte multe, am învățat să ajung omul care sunt astăzi, mi-am dezvoltat felul de a fi și modul de a gândi structurat, pentru că nu degeaba sunt toate glumele despre Politehnică și cât de grele sunt cursurile noastre. Pe de altă parte, ceea ce cred că, uitându-mă înapoi, da, aș alege aceeași facultate, aș alege tot Universitatea Politehnică a București. Sunt mândră că sunt absolventă acestei facultăți. Însă poate ca un sfat pentru viitorii studenți ar fi să fie proactiv, să încerce întotdeauna să fie aproape de industrie, de tehnologie și să încerce să vadă ceea ce se aplică în cursurile lor, unde anume intră acestea, unde e legătura cu tehnologia și cu noile descoperiri, ce companii mai apar și așa mai departe. Mult succes în ceea ce faceți. Abia aștept să particip la următoarea întâlnire, la următorul chat de pe portal și sper să ne vedem de acum încolo mulți ani înainte.